Suntem în fața unui gutui înflorit și este exact fenofaza în care eu am aplicat fosetil de aluminiu împotriva focului bacterian. Și acest lucru l-am făcut aplicând un tratament cu aliet. Aliet este un fungicid sistemic care previne infectarea cu Ervinia, cu fungul care dă această boală, focul bacterian. Dar pe lângă acest lucru, puțin știu că fosetilul de aluminiu prezintă și o proprietate unică de stimulare a sistemelor de autoapărare a plantelor. Și pe lângă Ervinia, mai combate și mana. Adică ciuperci din rândul celor care produc mană. Deci, fiind un fungicid sistemic, el se plimbă prin pom de sus până jos, și ascendent și descendent. Și cum spuneam, previne din fașă infectarea prin stigmatul florii. Adică ciuperca intră pe aici și apoi infectează toată floarea, trece la lăstari și mai devreme și mai târziu intră și în tot pomul dacă nu este lăstarul respectiv curățat la timp. Focul bacterian nu trebuie confundat cu monilioze, cum ar fi aici, de exemplu. Aici nu e foc bacterian, ci este o monilioză rămasă de anul trecut. Știm că gutuiul mai are tendința să usuce anumite... Asta e o ramură care s-a rupt, probabil când am dat cu pompa. Deci, la gutui, la măr, la păr, se face un tratament în floare. De la debutul înflorii, acest tratament și până la scuturare, puteți să faceți, evident, atunci când nu sunt albinele prin preajmă, deși este un fungicid și nu ar omorâ albinele, totuși vă dați seama că le deranjează, fiind totuși un compus chimic. Pe lângă măr, păr, gutui, puteți să mai dați și la moșmon. Moșmonul este rudit cu gutuiul. La mine încă nu am florit. Dar în momentul în care înflorește, trebuie dat și la moșmon. De asemenea, se mai poate da la toate plantele care sunt susceptibile de foc bacterian, cum ar mai fi zmeura sau murul. Ok. Mulțumesc frumos.